Am revenit și acum ce vreau să vă rog eu pe voi astăzi este să vă jucați puțin dea computerul. Da, mă se uziți bine să începem întâi să punem aici un coment și după aia să decomentăm dacă pot să spun așa următoarele linii de cod. De ce vreau să vă jucați de computerul pentru că în bagul? Dat va trebui să evaluați fiecare linie. Linie cu linie, adică va trebui să evaluați ce se întâmplă atunci când noi încercăm uh, să facem un run pentru programul nostru. Uh, putem vedea că aici avem un program care ne întreabă în ce ante născut, dacă suntem mai mari de 1980, dar mai mici de 94, ești millennial, uh, gen genzi sunt niște generații, niște tipologii date de americani. Uh, nu mă voi aprofunda foarte mult independență de din ce țară ești, ar putea fi diferite aceste clasificări, aceste tipologii. În orice caz, americanii le place, americanilor le place să dea diferite denumiri pentru lucruri nesemnificative, așa că în, în orice caz ne vom folosi de exemplu dat. Putem vedea că avem un statement if, un statement l if. Uh, vreau să observați aici că dacă voi încerca că zi, să pun anul 1981, înseamnă că sunt mai mare ca 1980 și mai mic ca 94, înseamnă că ești millennial. Dacă pun însă, știu și eu, uh, 2009, ești Gen Z. Uh, dar în cazul în care eu încerc să pun anul 1994, putem vedea că nimic nu se întâmplă. Uh, aici este punctul în care vreau să pun să pauză și încercați să evoluați linie cu linie, să dați diferite uh, Diferite semnificații valorilor care sunt puse în input, ca exemplu, dacă voi pune anul 1990, aici va fi true, aici va fi true, aici va fi false. A, dacă pun 94, ca exemplu, acum este pentru voi, a, este rândul vostru să încercați să vă dați seama în care este problema. Așa că vreau să puneți acum o pauză la videoclip și să reveniți, dacă vă gândiți, dacă nu, vă voi ajuta eu. Ok, deci putem observa că aici avem un interval, avem intervalul 94. dacă nu vrei să te joci de computerul, poți scrie totul pe face și va fi cu totul, cu foarte mult, uh, cu foarte, mai ușor, mai ușor, va fi totul mai ușor. În orice caz, în cazul în care eu pun anul 94, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic, de ce? Să ne uităm aici, evaluăm linie cu linie, mai întâi am pus input și după aia avem intervalul. În cazul în care eu pun 94, putem vedea că aici este true, dar aici va fi false din cauza faptului că este 94, dar aici avem doar mai mic, adică nu este mai mic și mai egal. Mai mic și egal. Următoarea va fi printul, pe noi asta nu interesează. Acum verificăm eliful, Dacă eu pun că sunt mai mare ca 94, va fi de asemenea false, pentru că uh, nu este mai mare sau egal și nu este nici mai mic sau egal. Adică avem aici un statement care va fi totul false, deoarece aici avem endul, true and false este false, iar aici, dacă avem, tot, dacă avem false, înseamnă că programul nostru nu va face nimic. Ca să schimbăm lucrul dat, trebuie să ne jucăm puțin cu intervalul, să punem ca exemplu aici un mai mare sau egal. Și acum, dacă dau un run, dacă voi scrie 1994, putem vedea că sunt Gen Z, adică ne printează ceva codul nostru înapoi și nu mai avem noi bătăi de cap. am scăpat de cel bug evaluând linie cu linie și jucându-ne de computerul. Am evaluat linie cu linie codul și am observat ce este diferit. Am încercat cumva să gândim că în computer analizând acele true, false, acele bowling-uri de care vă spuneam. Așa că lecția viitoare vom învăța cum să fixăm niște erori și să ne uităm pentru dacă să fim pe luca, să-i spun așa, pentru cele mici liniuțe roșii care apar superori, așa că vă aștept o lecție viitoare.